Și gata, au plecat toate albumele de aici. O tonă de albume au plecat. Acum s-a eliberat spațiu, nițel spațiu. Asta este un alt tricou de merch pentru Cristiana. Da, Cristiana o cheamă și am zis Cristina. Îmi cer scuze, Cristina, că te-am botezat. După cum ziceam, fac cinste la botez cu foto. Aici e tricoul tău. Și azi, miercuri, îl expediem spre tine și mâine, joi, când vezi video asta, ar trebui deja să-l ai sau să fie în drum spre foarte aproape de tine curierul. Mulțumim de comandă și, apropo, dacă și tu ai atelier de print și ai zis că ai și imprimante 3D și imprimante sublimare, ce-ar fi să ne trimiți niște poze și niște filmări cu atelierul tău să vedem și noi ce ai tu pe acolo? Că, ca și cum ne-au trimis și ceilalți doi, că mai, nu, trei persoane, trei abonați ne-au mai trimis filmări și poze cu atelierele lor și le-am explicat ce și cum și din asta cum fac pe acolo și hai să vedem ce faci și tu. Ce zici? Și ne-am început dimineața cum ne place mai puțin, adică stricând bani. Am luat asta și am mai luat niște gold pentru tricouri. Și acum o să debităm tot oracalul ăla alb, pentru că tot ăla este pentru o lucrare din Baia Mare. Da, mâine mergem la Baia Mare și o să colantăm o cafenea. O să fie nice. Diana, aproape terminat cu astea, cu debitarea de oracaluri și stickere și din astea. Eu am făcut un album, e la presă, o să anunț clientul că e gata și poate să vină azi mai târziu sau poi mâine, dacă mâine nu suntem aici. A venit acum o comandă pentru un kit de personalizare și kitul ales e numărul 6, care conține 10 folii de 30x30. Și au zis că lasă la alegerea noastră ce culori să folosim, ce culori să includem, care credem noi că sunt cele mai uzuale. Na, cele mai uzuale, pe departe, sunt alb și negru, așa că o să punem două albe, două negre și după aia vedem roșu, galben, albastru, verde, deci încă 4, 8 și încă două culori. Hai să vedem, punem un portocaliu, ce zici de ea, și un roz? Putem. Da, roz, că în momentul în care primim comenzi pentru copii, rozul e clar rege, pentru fete, bineînțeles, și portocaliu, iarăși, e relativ cerut. Așa că astăzi, ce cred că ar fi un kit așa perfect ca să poți acoperi cam orice comandă care îți vine când ești la început. Și astea-s culorile, negru, alb, portocaliu, galben, verde, roz, roșu și albastru. Și încă ceva din partea noastră. Silver. Yes. Asta e foarte fain. Asta e very nice. Ok, hai să le împachetăm. Să punem aici și să le trimitem astăzi. Pentru că ne-a rugat clientul să le trimitem astăzi, dacă putem. Și exact în timp ce le tăiam, a venit curierul să ia pachetul care era deja pregătit. A venit, l-a luat și să plec. Zic, mai stați pe aici pe zonă cumva, că mă fix acum mai facem încă unul. Păi mai stau, mai vin încă o dată, mai târziu. No, bine, mulțumim. Vreau să mă ocup acum de semnele astea pentru parcare. Adică ăsta, să îl pun, uite așa. Și ăsta, uite așa, ceva de genul ăsta, și ăsta pe placa de dedesubt, e așa. Ca să le facem indicatoare din ele pentru locuri de parcare, ca să le predăm și pe astea. Prima dată trebuie să măsor, după aia să îmi trasez și apoi să le decupez. Să rămână bucata asta de plastic, doar cât este printul în sine. Și avem așa, una, două, trei plachetas. I-am dat aici două puncte, una aici și una aici. Și le-am stecuit toate una peste alta și le-am prins să stea foarte, foarte fixe ca să-mi pot da găuri prin toate trei deodată. În teorie, partea simplă e să le prind astea de bote.
Deci avem una, două, trei. Și multă dezordine. Deci cât de mișto a ieșit astea. Mua! Țâță de mânță. De bun, nu știu când o să le predăm exact. Sunt gata. Tu, doar dacă vezi asta vineri, ne putem întâlni. Dacă nu, ne descurcăm noi. Dar sunt gata, e important. Dia lucră la încă 4 tricouri secrete, pentru că primul le-a plăcut și mai vor încă 4 diferite. Ceea ce e very cool. Vineri, adică mâine după ce vedeți voi asta, o să apară clipul cu tricoul nostru secret. Dar în momentul în care apare și e public, vi-l arătăm și vouă. Bun? Bun. Bună! Mulțumim! Zi bună! A intrat acum curierul așa fără să bată fără nimic. Curierul a intrat, sufletul Diana a ieșit. Holy shit! Noi avem o situație. Vine un mini potop. Și dacă vine un mini potop sau mare potop și iarăși se ia curentul, goddammit! Pentru că mai trebuie să mai tăiem niște chestii și trebuie să presăm toate tricourile secrete și încă niște hanorace și tricourile astea pentru IGSU. Ar fi groaznic să se ia curentul iarăși. Groaznic. Ploaia a început oficial. Să nu se ia curentul. Ci să spui, zici că suntem pe vremea lui Ceașcă la țară. Incredibil, nu în centrul Clujului. Ne-a trolat vremea. Ceea ce-i bine. S-a dus. Deci a venit furtuna și-a plecat. Zici că o speria atunci. Na, în sfârșit am ajuns și la folia asta nouă de sticăre. Mă rog, nouă pentru noi. Să vedem dacă e o variantă mai bună ca să, na, să folosim pe asta în loc cu celelalte. În loc de cealaltă de polipropilenă. Și acum nu știm exact care setările pentru asta. Așa că o să tăiem pe rând. O să tăi acum, Diana, doar un rând dintre astea. Sau vedem ce e mai ușor și să vedem dacă se dezlipesc și dacă nu, atunci n-au, să mai modificăm setările în funcție de prea tare sau prea mică forța. Vedem. Aproape. Chiar un pic mai mare forță trebuie, așa-i? Și gata. Deci să vedem. Ok, cred că trebuie tot să mai mare forța. Vedeți că s-o rupt ăsta un picuț aici. Da, deci cu un strop trebuie forța mai mare. Dar e ok. Dacă mâine tot mergem la Baia Mare, o să ne luăm și niște hârtie din asta adezivă pentru noile noastre etichete. Cât despre restul comenzilor, aici sunt o grămadă de role de oracal pregătite pentru colantări. Aici sunt 1, 2, 3, 4 tricouri secrete, 1, 2, 3, 4 hanorace. Astea tot au intrat azi, ceea ce e mega cool. Aici încă 3 tricouri personalizate pe care ne-l-a dus clientul. Plăcile astea le-am arătat pentru parcare. Asta mai trebuie să-i punem folia asta de transfer și așa, ca să vină pus pe geam sus. Scrie Specialty Coffee. Și am făcut unul greșit din asta. Este, nu scrie Specialty, scrie Special Coffee. Facem un giveaway cu el. Așa că dacă video-ul ăsta ajunge la 100 de like-uri, facem un giveaway cu stickerul Special Coffee. Bine, și faceți ce vreți cu el. Îl puneți pe geam, îl puneți pe mașină, îi faceți un prank cuiva și îl puneți pe parbriz. Ați auzit asta de noi. Bine, ne vedem mâine. Ciao!